Bună, dragilor! Sunt alături de șef Mihai Munteanu. Mihai, îți mulțumesc pentru că ai venit din nou la noi în emisiune. De data asta s-a gândit să ne facă cea mai scurtă și simplă rețetă pe care o puteți face. Credeți-mă, e record asta, vă garantez. De ce? Pentru că este o salată și una foarte delicioasă. De ce? O să ne spună chiar Mihai. Te rog, Mihai, spune-ne ce conține, care e ingredientul acela secretul de data. Avem un cuscus. Aha. Da? O chestie foarte simplă, da? Tocmai de asta am gândit rețeta asta pentru persoane care vin acasă târziu, da? Știm și noi care vin de muncă în România. Îți dai seama, vii, nu mai ai chef de nimic, vrei doar să te odihnești. Decât să ne oprim la vreo shawarma sau un alt fast food nebun, mai bine ajungem acasă și avem propria noastră rețetă de fast food healthy. Aha. Da? Deci asta e o variantă de fast food happy. Pentru că totul este foarte, foarte simplu și salata asta e gata în 10 minute, da? Uh-huh. Avem așa, brânză de capră, roșii cherry tăiate cubulețe, cozile de la ceapă verde, aha, mentă și coriandru, cuscusul și lămâia și dressing-ul care l-am făcut ceva mai devreme, un iaurt de 125 de ml, jumătate de portocală, stoarsă, fără semințe, deci aveți grijă, un praf de chimion, sare. Simplu, mamă, ce super mios, rapid. Zim ceva de cuscusul ăsta, sunt foarte curios. Toată chestia e... Cuscusul e un ingredient oriental, da? Uh-huh. Se aseamănă foarte mult cu pastele, se fac tot din, tot din grâu dur, uh-huh, da? În partea... Exact cum am zis mai devreme, în peninsula arabică se mănâncă foarte mult, Egipt, Emiratele Unite Arabe, dar și pe continentul nostru, da? Grecia, da. Turcia, da? Le găsim, găsim ingrediente predominante cu cuscus, da? Trebuie să-ți mărturisesc că nu am mâncat niciodată. Nu cred. Vorbesc serios. E bun atunci. Deci o să încerc. Trebuie să mă mărturisesc că n-am gătit niciodată cuscus. A, da? Bate palma, deci... Glumesc. Hai să începem, să vedem... Cum gătim cuscusul? Cum așa, știm că e zic, gata? E ok dacă facem tot așa, un stoc la el, da? Bază de supă de pui, uh-huh, sau supă de legume, sau apă fiertă. Aha, da? Deci nu nimic. Putem să-l aromatizăm după aia, cum am făcut și eu. Eu l-am făcut stric cu apă fiertă. La 100 de grame de cuscus, undeva la 150 de ml, 200 de ml de apă. Dar asta depinde tot așa de gust. Unele persoane îl mănâncă un pic mai tare, alte persoane îl mănâncă un pic mai moale, mai închegat. Da? Asta ține de noi. Eu am folosit cam 200 de ml de apă la 100 de grame de cuscus. Da? Apă simplă, fiartă. Punem cuscusul într-un bol, venim cu apa fiartă de pe foc, punem deasupra, îl acoperim și lăsăm să-și facă treaba. Da? O să vedeți că el se transformă într-un bloc, da? După care îl luăm cu lingura frumos, îl spargem, da? Să fie cât mai ok și să aibă cât mai puține cocoloașe, aha, da? După care îl dăm la răcit, neapărat. Asta este o salată rece. Puteți încerca și cuscus cald, dar mie nu îmi place. Am înțeles. Deci noi l-am ținut și în frigider, e gata, e numai bun pentru salată acum. Ok. Wow, să începem, să începem, da, să o facem, da? Să începem. Începem cu roșiile cherry, fără zeamă. Aha. Roșii cherry tăiate cubulețe, 6-7 roșii cherry sunt de ajuns, da? Vedeți? Da. Apa a rămas aici. Ceapa verde. Mentă proaspătă tocată. Deci cum o să fie și fresh așa. Și cred că e foarte fresh. Dressing-ul ăla foarte cu portocală. Aromată, da. Wow. E light pentru masă de seară. E mai mult decât ai nevoie. În special prânzul coriandru proaspăt. În special prânzul ar trebui să fie mai consistent și cina să... La fel și micul dejun. Foarte consistent. Cina să fie mai light așa. Mai... Și asta vă spune... Exact cine trebuie să vă spun asta. Mihai, okay, spune-mi că sunt curios, tu unde lucrezi acum, de când te-ai întors, ce faci? De când m-am întors, mi-am luat și
diploma de bucătar de aici, exact cum am spus într-o emisiune anterioară, da, de la Horeca Scurt. Am trecut prin câteva restaurante foarte ok din București și din țară. În prezent activez tot în București, la SOS Food Concept, exact cum spune și numele. E un concept nou pe piața românească. E un concept de takeaway, dar cu mâncare mult mai ok. Da? Încercăm să venim cu preparate internaționale, europene, da? Și aici includem bucătărie franceză, bucătărie italiană, bucătărie spaniolă, da? Cu influențe arabești, cu influențe asiatice, deci trebuie să fie un fusion. La fel de mult avem și partea de comfort food, pentru că se cere, e în trend, da? Burgeri, coaste de porc, dar tot așa încercăm să venim cu ceva nou, da? Avem un burger de miel foarte, foarte interesant, o să vi-l arăt probabil, dacă mă mai cheamă Vlad într-o ediție următoare. Eu te chem cu dragă, Mihai. Niște coaste care zic eu că sunt noi pe piața din România, da? Cu un glaze de whisky și cu un glaze de gutui. Data viitoare, îți promit că vin data și, viitoare, și da? Le facem aici. Bine, bine. Deci încercăm să mergem și pe partea asta de bucătăria excepțională. Suntem doi bucătari să fie acolo, eu și Vali Sorescu. Și zic eu că undeva mai mult ca sigur la 1 martie va fi gata. Da. Sigur, am drumul. Vom veni și cu site-ul și cu Facebook-ul. Da, poate Instagram, ne chem tu pe noi atunci, da? Chiar vă aștept în bucătăria mea. Păi așa să facem, gătim așa amândoi. Ar fi foarte, foarte, foarte tare chestia asta. Ok. Așa, revenim. Deci, am pus coriandru, ai pus? Coriandru, mentă, roșiile cherry. Toate peste cuscus. Cozile de ceapă verde. Uh-huh. Da? Venim cu lămâie. Mare atenție după ce tăiați lămâia, da? Fie spălați cuțitul, fie îl ștergeți, da? Dar de preferat să-l spălați, pentru că acidul din lămâie atacă lama și îl ruginește. Indiferent ce cuțit aveți, profesional sau de casă, ruginește, da? Ok, adăugăm sucul de lămâie. O lămâie întreagă sau jumătate? Jumătate de lămâie trebuie să fie de sus, la cantitatea care o avem noi. Ok. Ulei de măsline. Foarte important. Trebuie să legăm chestia asta. Și începem să amestecăm. Simplu. Și vă gata, cred că seara... Când vii acasă, sincer, tu mai ai chef să gătești de acasă? Nu. Eu nu mai am chef să gătești. Știi că niciun bucătar nu mănâncă acasă, ceea ce pregătește în restaurant. Noi toți suntem abonați la sandvișuri, da. Fast food, numai mâncare nasoală. Asta poate veni oricine acasă, liniștit, în, v-am zis, 5 minute, 10 minute. Ați pregătit-o, e super ok, fresh și foarte healthy, da? Bun. Așa, adăugăm sare. Piper. Amestecăm iar. Sunt curios. Prima oară când mănânc cuscus. Deci, la cuscus e ca la paste și ca la orez. Nu există o rețetă de bază. Da, deci poți să faci... Ne jucăm. Cu cuscusul putem să ne jucăm. La fel de bine cum am cuscusul ăsta cu brânză de capră, e cuscus cu ficăței de pui. Cuscus cu deci... carne. Deci putem să ne jucăm cu el. Eu am ales o rețetă vegetariană pentru asta, pentru că nu ne-am bazat și pe partea asta de perfect, de așa, food. Așa. Și la SOS Food Concept o să găsiți și parte vegetariană, da? Ok. Gustăm. Foarte bun. Merpen, eu vreau să gust la final. Tu vrei să gust din tot, am înțeles. E perfect. Tu mă doar să-l montăm. Să-l montăm. Nu trebuie să faceți un plating nebun. E vorba de cuscus, vorba de o salată
simplă. Brânză de capul, Vlad? Punem deasupra, da. Punem aleatoriu. Wow. Deci o chestie foarte, foarte simplă. Ok? Și acum sosul de iaurt cu portocal. Eh? Dar ai făcut un plating nebun tu. Uite, frumos, cu cerculețe. Pornăm cu un pic de mentă. Da? Wow. Și cam asta e salata noastră de cuscus, cu brânză de cap. Mihai, arată super. Sper să-și placă. Acum, acum vedem. Ia. Pentru că arată prea bine farfuria, o să iau de aici. Hai, vedem. Nu ce lucru îmi dă. Primești foarte bine că am un de referiu. Da, zic să-ți paste. Mă, cât de bun e acolo, măi, aștept cu sosul ăla. Sosul ăla e schimbă tot și brânza schimbă tot. Mulțumesc, Mihai, am plecat. Mare plăcere, Vlad. Și așa rămâne, data viitoare la tine? Data viitoare la mine în bucătărie. Ați auzit. Vă aștept cu mare drag. Poftă bună să aveți și ne vedem în curând. Eu am plecat.